În timp ce aproape toate țările europene, bibliotecile virtuale sunt la tot pasul cu sute de mii de volume, noi încă șchiopătăm la tot capitolul de cultură virtuală. În județul Bihor se fac primii pași în acest sens. 5 milioane de euro vor fi investiți în zeci de biblioteci unde oamenii vor putea învăța să lucreze pe calculatoare și să citească volumele pe tablete sau pe laptopuri. Biblioteca județeană Gheorghe Șincai din Oradea este prima pe lista de investiții. Clădirea va fi transformată complet. Va avea un spațiu de relaxare generos cu cafenea, terasă, amfiteatru, ateliere de creație pentru copii. Este zona principală care va fi modificată și care va fi transformată. Acest spațiu va fi pus la dispoziția cititorilor noștri. La etajele superioare vor fi amenajate zone pentru training de competențe digitale și zone de expunere pentru cărți, o sală de conferințe, o sală de lectură și un studio pentru înregistrări. Este neapărat necesară o îmbogățire a activității bibliotecilor, astfel încât să avem suficiente motive să atragem cititori noi către biblioteci. În plus, în fiecare dintre cele 29 de biblioteci ce vor fi modernizate, vor fi instalate stații de lucru pentru desfășurarea unor cursuri de formare în domeniul digital. Peste 2500 de bihoreni vor beneficia de cursuri gratuite. Acest proiect are două componente. Presupune reabilitarea și modernizarea bibliotecii județene Gheorghe Șincai din Oradea și digitalizarea altor 29 de biblioteci din județul Bihor. Într-un an și jumătate, cei peste 15.000 de localnici vor avea acces la un adevărat hub cultural. O bibliotecă pentru secolul acesta al internetului trebuie neapărat să dispună de laptopuri la care să aibă acces publicul. Unii dintre ei mai citesc, dar cei mai mulți sunt atrași de ecrane, de calculatoare. Informația și-o găsesc mult mai ușor pe calculator, pe internet. Am citit ultima oară Creierul fericit de un autor străin, o carte care îmbină foarte mult și dezvoltă vocabularul, atât vocabularul cât și cultura generală, și a unui copil și a unui adult, de ce nu? Este vorba despre o investiție prin programul PNRR, unde Bihorul a obținut cel mai mare scor la nivel național. Valoarea totală a contractului de finanțare este de peste 20 de milioane de lei, din care valoarea nerambursabilă este de aproape 13 milioane de lei, diferența urmând să fie suportată de fiecare primărie în parte.